Vă salut, bine v-am regăsit. E zi de meci. Joacă echipa națională mare, joacă și aia mai mici pe la Sibiu. Au jucat și ăia mai mici decât Under 21, Under 20. Rezultatele sunt cele așteptate. Surpriza a fost că naționala aia lui Pancu în primul meci scoate un rezultat pozitiv. Aia e surpriză. Nu e surpriză că Norvegia ne dă câte 4 pe unde ne prinde și ca o coincidență așa la toate categoriile de vârstă la care au jucat România cu ăștia, cu Norvegia, s-a terminat 4-0 pentru norvegieni. Am mai spus, am citit și mesajele unor idioți patentați în care își exprimau ei înjurând dezacordul cu referitor la situația fotbalistică și un fătălău care să pozează el în budigăi de boxer și să crede vreun smart 2, să pricepe și la fotbal. Am văzut și Ungaria ce face contra Bulgariei. Am văzut că Moldova poate să facă o surpriză și să facă un meci egal acasă cu o echipă mult mai bine cotată. Am bătut și noi în Andorra și am știți că am discutat imediat după meci cam ce am văzut și care au fost părerile. Așteptăm meciul ăsta de diseară. E un meci normal cu o echipă în funcție de zi apropiată de valoarea echipei noastre, cu un plus pentru ai noștri de data asta, dar nimic mai mult. Că toată lumea iar așteaptă 2-0, 5-0, 17-1. A trecut vremea când noi eram favoriți sau ne gândeam că e foarte greu să pierdem. Nu, sunt vremuri, noi încă trăim în trecut. Nu s-a mai întâmplat să fim favoriți clari de foarte mult timp cu o echipă cât de cât normală, dintr-o țară cât de cât cu fotbal. Așa, dacă jucăm cu Tombuctu și insulele Feroce și cu nu mai știu cine, da, ați văzut. Andorra pierde greu, Liechtenstein pierde greu, toată lumea pierde din ce în ce mai greu, nu? Și dacă la națiunile astea mari, când câștigă 2-3-0, e o zi proastă, la noi când câștigăm 2-0 ar trebui să spunem că este o zi foarte bună. Indiferent cu cine jucăm, că noi nu prea am fost și suntem obișnuiți să câștigăm așa 2-3-0 în ultimul timp. Și indiferent cu cine joci, 2-0 e rezultat bun. Am văzut și ce spun federalii, ce spune selecționerul și ei pe undeva au dreptate. Domne, păi ce ne interesează spectacolul? Nu ne interesează că eu știu că nu putem să-l facem. Adică eu chiar dacă mă duc la echipa națională la meci pe stadion, eu nu mă aștept să văd spectacol fotbalistic. Nu, să văd un meci urâțel și să câștige echipa națională ca să nu plec foarte supărat acasă. După vreun egal cu Belarus sau o victorie chinuită cu Andorra. Nu, te duci, te aștepți. Dacă joci cu ăștia, zici, domne, trebuie să câștigăm, ar fi normal să câștigăm, nu trebuie, ar fi normal să câștigăm, dar iei în calcul un pic că se poate termina și X. Pentru că și v-am explicat zilele trecute, aveți, care n-ați văzut vlogul, aveți. Și o să vedeți despre ce e vorba, că acolo am spus așa, din punctul meu de vedere, câteva argumente și nu are rost să le mai repet, că cei care au văzut să vor plictisi și
Sunt destui care mă înjură, nu mai am nevoie de susținători de ăștia în plus. Așa că la meciul cu Belarus, la ce să ne așteptăm? O victorie, fie ea și chinuită. Pentru că așa cum spun și federalii, bă, nene, 6 puncte după 2 meciuri, asta ne interesează. Lasă, nu facem noi spectacol cu nimeni, să luăm 3 puncte sau 1 punct cu oia mai buni la fiecare meci. Și atunci, după nu știu câți ani, o să ne calificăm. Și asta e, până la urmă, economia de piață transpusă la sport sau în sport, cam asta e. Investiții minime, profit maxim. Sau valoare puțină, puncte multe. Și noi ne încadrăm aici și cu valoarea și cu punctele, dacă o să putem să le luăm. Și cam asta e. Am citit și câteva dintre mesajele voastre cu Norvegia și cu scorul care toate naționalele din România care au jucat cu Norvegia sau toate naționalele României de fotbal, de vârstă mă refer, toate categoriile de vârstă, au luat 4. Păi cum să compari România vreodată cu Norvegia? N-ai cum, la nimic. Ăia cu toate bălțile astea pentru pescuitul la crap care le avem noi în toată țara, cu toată delta Dunării, cu tot ce vreți voi, noi pescuim crap, biban, plătică, ștucă, șalău, răpitor, da? Iar ei pescuiesc morun și nu mai știu ce. Păi, și carne roșie. Păi, despre ce? Asta e diferența. Noi mâncăm hamsie și ăia mănâncă, stai să vedem, niște d-astea, dacă găsim niște pești de ăștia care cresc pe la ei pe acolo. Să vedem. Uite, carne roșie. Păi asta mănâncă ăștia. Carne roșie mănâncă. Uite, tipuri de pește roșii, roșu. Păi asta mănâncă ăștia. Pește roșu, iau. Sturion mai avem și noi. Dacă vă duceți pe la Gala, sunt o grămadă braconieri care vând sturion. Și somon. Somon, la oia crește somonul, sare somoteiul din WC-ul când trage apa în Norvegia. La noi nu sare nici cândelul. Așa că asta e diferența. Diferența este între dalea cu hamsie și somon. Asta e diferența între România și Norvegia. De ce suntem supărați că la fotbal luăm 4? Că l-aud și pe sindicalistul Florin Prunea, pe Vocea Poporului. Păi a mai fost el odată Vocea Poporului și pe vremea când jucam și eu fotbal. Organiza meeting-uri jos, mafia, și l-a luat un pic de lobul urechii Mircea Sandu și l-a zvârlit și pe el și pe Lupescu într-un birou și au fost, hai să pupăm în cur poporul conducător. Hai că mai să ne mai lase și domnul Prunea cu aerele astea de sindicalist, că a mai fost odată sindicalist până l-a pus pe statul Federației Române de Fotbal Mircea Sandu. Și pe urmă n-a mai fost. Cum a fost și președinte de club și nu-și luau jucătorii banii cu ani. Deci haide mai ușor cu harneala asta ieftină, că a găsit câțiva mai muțoi pe vremea aia, câțiva fraierici, să meargă după el și pe Lupescu pe, la, pe strada, pe, la, pe Eminescu, era liga profesionistă de fotbal între, între piața Galați și... nici nu mai știu ce hotel era pe acolo. Spre Lahovari, care sunteți, Bulevardul Dacia și care sunteți din București. Era într-o vilă, acolo Liga Profesionistă de Fotbal, acolo era la început. E, ia
plimba pe ea pe acolo puțin și jos mafia, jos aia, și el s-a angajat pe câteva mii pe lună, ani de zile, că a scos fraieri în stradă. Deci nu. L-am văzut și pe alt corect la meciul din Andorra, l-am văzut și pe Hulubei, pe marele reprezentant al fotbaliștilor, sindicatului și omul care ai mai subțire cu harneala asta de 2,50 lei, că sunteți abonați la toate pomenile electorale, ați rupt în două cheile grădiștei, da? Dați din codiță la fiecare șnițel de la bufetul suedez mânjit cu pilaf sârbesc și așa mai departe. Adică hai că deja am impresia că încercați să ne luați la mișto mai rău decât alții, da? Încheiem paranteza, da? Așa că mai subțire cu supărarea asta, care pentru mulți dintre voi este și a fost plătită sau este interesată, că am ucigăit Ciolanu, că nu mai ajungeți la el acum. Dar dacă vă cheamă la masă, îl dați cu clor și îl hrăpăiți în voi. Așa că puneți puțin frână, că deocamdată sunteți în alunecare. Norvegia te bate, chiar dacă ei se mai antrenează și pe sintetic, chiar dacă lor le place schiul mai mult decât fotbalul și hocheiul și ce mai joacă ei pe acolo, nu te poți compara în primul rând ca țară. Nu te poți compara cu Norvegia, pentru că nu te poți. Și care trăiți prin Norvegia, ia să-mi scrieți. Că avem mulți oameni de ăștia români plecați să trăiască mai bine pe acolo și muncesc săraci de le sar capacele. Și să-mi spuneți ce asigurări de sănătate, ce școlarizare, ce învățământ, ce educație, ce pensii, impozite, taxe și așa mai departe. Că o să zic că mi-a scris unul pe Facebook, bă, tu știi ce chirii sunt în Norvegia, bă, tu știi ce taxe sunt. Păi da, bă, dar tu știi ce salarii sunt? Că astea sunt legate una de alta. Adică ce iei și dai. Nu poți să câștigi 15.000 pe lună și să stai într-o vilă cu 300. Să plătești 1% din profit sau impozit pe venit sau pe sănătate și așa mai departe. CAS-uri și MMS-uri și mumuseluri, cum plătim noi. Că și în România le plătești, dar în România le plătești aproape la fel de mult ca acolo și nu beneficiezi mai de nimic. Adică acolo măcar ai siguranța și liniștea și garanția că dacă le plătești, bă, și beneficiezi de ceva. Că te duci la un doctor, la noi te duci la doctor și trebuie să dai șpagă. Chiar dacă ai muncit 50 de ani și ai plătit toate dările alea la stat. Sau îți vine rândul după ce mori. Îți trimit aia scrisoarea acasă, vă așteptăm la consult. Și răspunde nevastă, să aduceți-vă la domiciliu, nu veniți? Ba da, ba da, să ne trimiteți, doamna, adresa. Și zice aia, cimitirul Străulești 2, alea 14, poziția 8, cavou 33. Duceți-vă acolo să-l controlați că a murit de un an și 8 luni. Păi, despre asta e vorba. Până la urmă, știu că e trist, dar e adevărat. Că noi tot încercăm și căutăm și trăim în trecut și hai să fim naiba serioși. Dacă îi batem pe Belarus, 6 puncte în 2 meciuri pentru echipa națională a României, e aur. Este aur. 1-0 chinuit în minutul 104. Din penalti eronat acordat, că era oia în camera VAR la fel ca ai noștri din campionat. Adică miopi. E 1-0, e gol, e validat de arbitru, e ura și la gară, 3 puncte în cont. 6 puncte, ia uite, liderul grupei. La egalitate de puncte cu Elveția, că mă gândesc că, na, Elveția nu se încurcă, nu? Cred că așa vă gândiți și voi. Și am văzut Ungaria că se cam distrează. Că noi zicem că ăștia cam ca noi. Ungaria a trecut de noi de mult. Bulgarii care slăbuți
dar cred că noi am avea probleme cu ei. Israel și Kosovo, care am văzut meciul nu în totalitate, dar nu numai rezumat. Am văzut mai multe imagini din meci trimise de prietenul meu, de Emil, din Israel. Bă, și nu sunt slabi nici unii, nici alții. Adică să nu credeți că Israel și Kosovo sunt două echipe slabe și o să-i rupem. O să avem mari probleme atât cu Israel cât și cu Kosovo. Și o să vedeți. Pentru că au făcut egal, dar au jucat fotbal. Și unii și ceilalți. Ceea ce noi cu un adversar mai slab, da, cu ăștia din Andorra, n-am jucat chiar atât de cum vor unii să pară. Nici în extrema cealaltă nu este bine să cădem. N-am fost nici cum zic alții că cel mai slab meci din istorie, că Doamne îi bătea și o echipă de divizia C pe Andorra. Eu știu nivelul de la divizia C, că mă duc la meciuri, vinerea și sâmbăta. Nu îi bătea nicio echipă de divizia C, să fim serioși. Nu îi bătea. Și eu vă mai spun ceva. Și aici pricepuții își pot da iar cu părerea. Echipa națională a Andorei, dacă vine și joacă în campionatul din România, din prima divizie, nu retrogradează. Asta așa făcut în comparație cu oamenii ăștia care zic că cea mai slabă echipă și la divizia C ar lua bătaie. Eu vă spun că din prima divizie nu retrogradează Andorra. De ce? Păi te bate în primul rând la agresivitate. Iar în România, dacă ești agresiv, ești în primele 7-8 echipe. Dacă ești agresiv, nu prostește să-i dai palmele ăla sau să-l bați la curul gol. Nu. Regulamentar, da? La limită, în funcție de arbitru. Dacă poți să alergi, mai urci un loc două. Iar ăștia și aleargă și sunt agresivi și să știți că nu sunt chiar atât de slabi organizați tactic. Nu. Așa că eu nu zic că Andorra e o vreo mare echipă. Doamne ferească Dumnezeu. Dar nici o echipă care să piardă unei echipe de divizia, contra unei echipe de divizia C. Asta niciun caz. Și atunci, bă, de ce să... Hai că oamenii ăștia atâta pot. Au alergat, au dat două goluri și au câștigat până la urmă. Adică dacă și acum mai criticăm și certăm, toată lumea îi ceartă și critică că sunt slabi, că sunt, bă, atâta se poate în momentul de față. Asta e poate și valoarea. Atâta se poate în momentul ăsta, că alții nu avem sau mai avem câțiva accidentați, dar n-au participat la acțiune și bă, asta e, ne mulțumim cu... Acum ce, suntem supărați că am câștigat doar 2-0? Păi noi cine suntem, mă, noi? Portugalia, Anglia, Olanda, Franța, Spania, Germania? Nu! Păi și atunci de ce suntem, mă? Și eu am mai spus, bă, și ai noștri, rapidiștii, noi suntem mai pretențioși decât ar trebui să fim. A, că ne gândim noi că acum nu știu câți ani a fost bine și frumos și campioni. Da, dar acum mai puțin ani a fost și greu rău de tot. Cu retrogradări, cu insolvență, faliment, desfințat, Liga 4-a, 3-a, nu? Păi și atunci suntem supărați că mai pierde echipa în primele 6, cu primele 6, de unde face și echipa parte în campionat, indiferent că e în Giulești sau la, nu știu, la Constanța. Păi, asta se întâmplă și pe la echipa națională. Dar de-aia suntem suporteri, nu? De cișmigiu, de corțul microbistului, că ne dăm și noi cu părerea. Acum, important e să o facem cât mai bine. Sunt curios, foarte curios ce va face echipa națională a României. Am înțeles că vreo 15.000 de bilete s-au vândut. Deci o să fie lume cu toată programarea asta tâmpită în cursul săptămânii la ora 10 fără un sfert seara, meciul.
ajunge acasă la 1. Bă, uite, sunt oameni care iubesc echipa națională, care se duc și asta e foarte bine. Acum să vedem, o să vorbim mâine, să comentăm ceea ce s-a întâmplat. Rămâneți oameni, hai România, Forța Rapidu, că trebuie să vină victoria din Giuleș cu Farul. Și în rest, rămâneți oameni, mă găsiți și pe aplicația Superbet în Super Social, băgați acolo Robert Niță, găsiți biletele. Doamne ajută să fiți sănătoși, că oameni sunteți și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva și de bătut îi batem pe toți. V-am pupat, toate cele bune!